Mircea Cojocaru, antrenorul echipei FCM Târgu Mureș, a declarat că în lotul celor de la FC Argeș se află și jucători talentați. Cojocaru se aștepta la o evoluție mult mai convingătoare a gazdelor. Mă așteptam la mai mult din partea lor, vă spun. Mie, am văzut două meciuri și poate că le-a lipsit niște jucători, într-adevăr, dar eu am văzut o echipă cu potențial aici la Pitești. În cele două jocuri care au fost și am văzut și jocul de la Vâlcea, unde au dominat și au jucat într-adevăr tactic bine echipa adversă, ca manieră, dar sunt jucători, am înțeles, și foarte tineri din datele care sunt. Probabil aici se poate face echipă, după părerea mea, de promovare. Jucătorii care pot să remarc în momentul ăsta, dacă mă uit pe lista mea pe care mi-am făcut-o, într-adevăr pot să spun de Doman, care poate să facă diferența la echipa asta, poate să fie Manole, care am înțeles, la fel mi-a plăcut, îmi place jucător care n-a jucat azi de la început, Șeptaru Ivănică, da? Îmi plac fundașii centrali, unul dintre ei am înțeles că nu Negoiță, am listele mele, nu știu foarte, foarte clar. Da? La fel a lipsit fundașul stânga, care mi se pare un jucător foarte bun, Briceag, care împinge foarte mult jocul, da? Dar au jucători, se vede, și Optaru, jucător de calitate, Cristoiu mi se pare, deci sunt jucători. Eu am urmărit, mi-am făcut temele așa, dar din păcate n-am putut să obținem mai mult. FCM Târgu Mureș și-a propus promovarea în acest sezon, însă înfrângerea suferită la Pitești a anulat orice speranță în acest sens.